1, 2, 3, 4, încă o dată, repetare, hai trupă, mișcare, sus piciorul, hai, 2, 3, relaxare. Așa am văzut eu pe internet că fac trainerii ăștia. Am fost la doctor, mi-a recomandat mișcare, zice, luați-vă un training. Și am zis că training nu iau, că e cald, iau tricou. Training și mânuși croșetate mi-au la iarnă. Trupă, ești aici? Și atât am, cu atât am rămas de la trainerii ăștia care te învață cum să te miști, am rămas cu sfaturile lor și cu sloganele lor. Hai, trupă, mișcare! Trupa care este pe canalul meu, deja este pe canalul meu de bună dimineață. Vă salut și bine ați venit! Mulțumesc pentru activitatea din weekend. Am crescut la numărul de urmăritori, mulțumesc de like-uri și mai ales de comentarii. Se vede că ați pus mâna pe clopoțel și sunteți la curent cu noile știri pe care vi le transmit în manieră personală aici pe canalul Nicu Bendea. A mai trecut un weekend, totul sub control, ieri a fost 23 august, ei, ce mergeam noi la defilare dacă nu se întâmpla ce se întâmpla, dar totuși, poate, poate, că vedeți trendul în Europa cum e, că și PSD-ul s-a reformat puternic, sâmbătă a avut congres online, s-a reformat puternic, alți oameni, dar tot aceiași, mă cum e omul. Toți aia care au fost pe lângă Dragnea și care s-au dezis de el, acum au venit lângă domnul Marcel Ciolacu, de etnia lui Mădălin Voi, cu vorba lui. Marcel Ciolacu a fost ales la online-le congres. 90% dintre voturi au mers către domnul Ciolacu, au fost și abțineri și câteva voturi a luat și Orlando Teodorovici, care nici nu și-a prezentat candidatura, de ciudă a plecat probabil la Circul Orlando. Vă prezintă dresură de electorat, femeia cu barbă și maimuța care mănâncă banane cu ketchup. Deci domnul Ciolacu reales cu 90%. Proiectul său care este, proiectul său de suflet, este ca să transforme partidul PSD din temelii, să nu mai fie un partid de tătuci. Imediat a sărit Bozatu, baronul Divaslui, și-a bătut obrazul. Mă, Marcelie, mă, ai grijă că tătucii ne-au făcut baron, ne-au făcut să fim ceea ce suntem. Fii mai respectuos cu ei, adică cu cine? Ce tătuci au mai rămas în PSD? Adrian Năstase, care a zis că pune și el un umăr, o rotulă, o ceva, ca să reclădească partidul. Și alt tătuc, sau veritabilul tătuc, Neanelu Iliescu, nici n-a trimis mesaj. Era foarte preocupat cu ceea ce se întâmplă în lume. A zis că PSD-ul mai poate să aștepte. Deci să nu mai fie tătuci în PSD. Dar am văzut că sunt destule mămuci sau mămici. Doamna Lia Olguța Vasilescu acolo era și doamna Firea. Firea care a zis că de 20 de ani face parte din PSD. Dacă știm că e născută la data de, că a făcut carieră în jurnalism și că a intrat în politică în 2012, cam 8 ani. Dar ea este ca și Prâslea cel Voinic, ea este ca și Voinicul din basme. Deși este numai de 8 ani membru efectiv PSD, cariera ei e ca și când ar fi făcut-o sau întins-o pe parcursul a 20 de ani. Deci PSD un partid fără tătuci și alt obiectiv, demiterea lui Orban. Îi hotărâ să-l dea jos pe Orban. No, dacă așa vii tu la conducerea unui partid cu lucruri de astea, adică nu să vii cu un suflu nou, cu obiective noi și să te ții de ele, pare rău. Totuși, doamna Firea stă bine la bursa pariurilor. Se fac pariuri. Acum, ci că dacă bagi 100 de lei, pui pariu că iese dânsa ca primar la capitală, dacă mai câștigă doamna Firea încă un mandat și pui 100 de lei, câștigi 250. Deci te îmbogățești cu 150 de lei. Dar tot mai sigur, dacă doriți să pariați, tot mai sigure sunt cursele de câini decât cursele la primăria capitalei. Da, demiterea lui Orban, care a zis că astăzi trebuie rezolvată problema cu măștile. Pentru persoanele cu probleme sociale trebuie să rezolvăm. S-a făcut licitația, unde-s măștile? Că doamna Turcan a apărut în conferință de presă și a zis, hai să fim realiști. Guvernul nu poate asigura măști pentru toți elevii. Dacă se începe anul școlar așa cum trebuie, cu scenariu verde, nu poate asigura măști pentru toți elevii. Dar lăsați-vi-le vouă, mă. Aveți oricum 1000 de fețe. Puneți-vă câte 5 măști pe fiecare față. Folosiți-le voi. Wow! O amărâtă de mască nu pot să asiguri unui elev care vine în școală. Pe de altă parte, nici programul Cornul și Laptele, nu știm dacă mai merge, să va trece la programul Masca.
masca și dezinfectantul. Râdem, glumim, dar tot noi o să plătim, cum a plătit și Eba. O știți pe Eba? Altă mămucă, altă mămică a politicii românești, dar care s-a retras, a fost văzută weekend mergând la un magazin, încălțată cu șlap de 300 de euro și purtând o geantă de 3000 de euro. Fata asta e strângătoare, are o boală pentru genți, are o colecție de vreo 10-15 genți, a căror valoare însumează peste 30.000 de euro. De aia domnul Băsescu trage tare să vină iară la primăria capitalei, se mai umple poșetele genților fiicei sale de suflet, Eba. Nu știu unde mergea așa echipată, probabil să ia ceva tărie domnului Băsescu, pentru că el are nevoie acum în cursa electorală, trebuie să fie strong enough. Da, acum mă adresez elevilor sau elevilor care au terminat școala de câțiva ani, dorindu-le succes, asta vreau să le spun, succes. Începe o nouă manșă a bacalaureatului de azi cu proba la limba și literatura română. Mult succes, încredere în forțele proprii și vorba aia, bacul nu se dă, bacul se ia. Măcar a doua oară să fie cu folos, că vedeți, lumea intră pe porțile școlii ca să-și desăvârșească studiile. În Miercurea Ciuc, un urs a fost de două ori văzut pătrunzând pe poarta liceului Marton Aron. De două ori, vedeți, setea de școală, dragostea de învățământ, până și ursul a mers la școală. A mers la școală să se mai pună la punct cu materia. Din păcate, pe când se intre a treia oară, l-au împușcat ăștia de la direcția Silvica. Au primit dezlegare, au primit hârtie și l-au împușcat pe săracul urs. Rămâne în continuare o problemă mare, problema asta a urșilor care vin în apropierea locuințelor oamenilor. Din ce cauză? Din cauză că pădurea s-a tăiat, casa lor a dispărut, pădurea a fost dusă și atunci ei vin înspre noi. S-a făcut sanctuarul ăla de urși, s-au dus câteva bucăți acolo, dar sunt totuși prea mulți. Că vedeți ce își face omul cu mâna lui, se numește lucru manual, ca să nu zic lucru de mântuială. Așadar, aveți grijă când intrați pe poarta liceului să fiți aranjați, să nu vă confunde ăștia cu Nicolae Guță. Cu Nicolae Guță, care cică în perioada pandemiei și-a transformat terasa vilei din Petroșan, căci care mai este o vilă în Petroșan de vreo jumătate de milion de euro, în teren de fotbal. Asta înseamnă, domnule, să fii bombardier, asta înseamnă să fii șmecher. Să-ți transform terasa vilei în teren de fotbal. O poate închiria ligii întâi. Că și așa se joacă acum meciurile fără spectatori, poate să vină acolo autocarul echipelor, să dea echipele jos arbitrii și să joace pe terasa maestrului Guță. Și la sfârșit, avionul se aude, la sfârșit să-i ducă cu avionul, să nu-i mai ducă cu mașina, pentru a nu se obosi fotbaliștii noștri. Ați văzut aseară PSG cu Bayern, da? Meci, domnule, meci. Când am auzit, soacră mi-a atenționat, zice, a dat gol Coman. Zic, să uită la Liga 1, să uită la Liga 2. Nu, Coman, că și nemții au Comanul lor. O zi superbă vă doresc, nu vă mai rețin, acum la început de săptămână vă transmit doririle mele de bine. Să vă reușească tot ce vă propuneți. Dacă încă mai sunteți săptămâna asta în concediu, să vă simțiți bine, să profitați, să fiți mulțumiți de ceea ce ați primit și de condiții și de faptul că mai ales ați fost alături de familie. Că face asta foarte mult. E foarte important acest aspect. Dacă sunteți prin pădurile patriei, atenție! Nu culegeți mai mult decât doriți voi să mâncați. Ați văzut că și în Cluj-Napoca au fost prinși niște infractori care au cules câteva zeci de kilograme de afine. Și după ce i-au amendat și le-au confiscat după ce le-au confiscat marfa, au zis gata, am terminat cu mafia din România. În Bacău au fost prinși niște cetățeni care aveau vreo 150 de kilograme de trufe. Totuși, ce nasa oamenii ăia! Ca să descoperi trufe, trebuie să ai nas. Probabil că erau cei certați de soție, că de obicei soția când se enervează pe tine, zice, porcule! Dom'le, de atâte ori lui s-o fi zis în viața acelor bărbați, bă, porcule, gât au mers să caute trufe. Trufe cu papară, trufe cu orice.
nu ne trufim, ci continuăm săptămâna cu bine. Nicu Bendea vă salută pe toți și vă zice pe mâine de pe la 10.